Salut! În acest nou tutorial vom vorbi despre modulul de afișare a informațiilor despre client și în special despre secțiunea legată de informațiile mult mai personale, informațiile de contact și informațiile personalizate despre clienți. Fiind un modul care este destinat deopotrivă interacțiunii cu persoanele juridice de tipul firmelor cu care interacționați, dar mai ales cu persoanele individuale sau chiar cu firmele care intră însă în programe de fidelizare despre care sunt necesare informații suplimentare, am hotărât în dezvoltarea acestui modul să unificăm toate aceste informații într-o interfață comună de afișare care poate fi consultată pentru fiecare client observați din catalogul de produse direct din interfața de căutare, cu un simplu dublu clic accesând toate informațiile, atât cele legate de companie, cât și cele legate de contact. La capitolul contact, observați că pe lângă adresa de mail, care era prezentă și în versiunile precedente, numărul de telefon, fax, s-a adăugat data de naștere ca și când standard, deci este o informație care este frecvent necesară pentru client și atunci am inclus-o ca și un câmp predefinit absolut necesar și de asemenea ID-ul de Facebook, având în vedere că astăzi puține persoane, mai ales din generația tânără, se întâmplă să nu aibă un astfel de ID, el reprezentând unul dintre mijloacele prin care acest client poate fi extrem de ușor atins prin programe de fidelizare. Pe lângă aceste câmpuri care au fost introduse, spațiul de informații legate de adresa poștală, în general de poziționare, de locul în care clientul declară că locuiește, au fost definite mult, mult mai detaliat, astfel încât să le putem utiliza de acum înainte ca și informații geospațiale pentru diferite tipuri de localizări. Astfel, adresa care este afișată pe facturi, în general pe toate documentele oficiale, este acum colectată prin intermediul unor câmpuri separate, individuale de date, specializate, de exemplu strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul, sectorul, codul poștal, toate aceste informații care pentru firme pot fi gestionate și recuperate și prin serviciul public OpenAPI, după cum observați, și completate automat. Toate aceste informații generează automat o adresă combinată care poate fi folosită în cadrul documentelor ce se emit pentru clientul respectiv. Am curățat aceste câmpuri pentru a vă arăta modul în care ele pot fi folosite în continuare. Observați că pe lângă informațiile legate de adresă, au fost introduse și câmpuri care să memoreze latitudinea și longitudinea raportate de servicii de localizare online pentru adresa respectivă, astfel încât aceste informații să rămână în baza de date, precum și fotografia fiecărui client. Ce este interesant este că, odată ce adresa este completată, folosind localizarea prin hartă, pe hartă prin Google Maps, este posibil să afișați extrem de rapid harta, astfel încât să știți cum să ajungeți la respectivul client sau respectiva firmă. Folosind butonul de refresh din colț, observați, mai întâi sunt determinate coordonatele absolute sub formă zecimală a latitudinii și longitudinii punctului căutat și suntem întrebați dacă se dorește salvarea lor în baza de date. Sigur, eu am să spun că da și vedeți, coordonatele au fost automat trecute. În același timp, în harta laterală, veți observa imediat localizarea respectivei după, o să încerc acum să vă arăt radul de la afumați. Noi am avut anterior niște coordonate în baza de date. O să facem o nouă observație, adresa s-a modificat și un nou refresh. Sunt actualizate și coordonatele corespunzător. Ce este numărul 64? Sector 2. Să încercăm acum. Se pare că serviciul Google îmi joacă feste, pentru că numărul nu există. Nu e așa? Și din acest motiv a,
Iată că acum a găsit corect strada. Deci este vorba despre strada Radu Rafumaz numărul 62. Observați cum localizarea a fost făcută imediat, pornind de la adresa corect introdusă. În cazul în care adresa este incompletă sau conține date sau informații greșite, desigur, serviciul Google Maps se poziționează pe o arie geografică mai largă, astfel încât să vă permită să-l localizați. Odată cu localizarea pozitivă, în cazul în care sunteți de acord cu harta respectivă, puteți opta să salvați coordonatele pe care le-a identificat serviciul Google Maps în baza de date proprie pentru consultări ulterioare în cadrul altor rapoarte sau analize. Veți observa de asemenea că am inclus o secțiune care face iarăși uz de servicii online, care sunt public disponibile, de informații public disponibile din internet. În cazul în care adresa de mail completată este una din domeniul Yahoo, este posibilă extragerea fotografiei folosind serviciul Yahoo. Este vorba de fotografia de profil pe care utilizatorul cu acest nume o are pe Yahoo și automat ea poate fi salvată în baza de date. Similar, în cazul în care ați introdus un ID de Facebook, încărcarea se poate face de pe Facebook, respectiv fotografia de profil din momentul respectiv de pe Facebook. Dacă, de exemplu, aveți folosit serviciul Gravatar, puteți să folosiți și o adresă de e-mail asociată cu acest serviciu, puteți să încărcați fotografia de pe serviciu online Gravatar. Și așa mai departe, pe măsură ce diverse alte servicii sunt disponibile, ele vor fi adăugate astfel încât, în cazul în care imaginea nu este disponibilă pe cale normală, printr-un fișier transmis de client, să o puteți atașa în măsura posibilităților folosind serviciu online. Sigur, în momentul în care există posibilitatea sau se cunoaște ID-ul de Facebook, folosind butonul F, deci din dreapta ID-ului de Facebook, pagina respectivă este deschisă și puteți avea acces la informațiile de publice pe care persoana respectivă dorește să le facă publice pe pagina sa de Facebook. Cam atât despre informațiile de contact. Observați, sigur, View Larger Map funcționează prin deschiderea unei ferestre suplimentare care vă poate poziționa mult mai larg ca să vă lămuriți exact unde sunteți. Toate aceste elemente au fost integrate în cadrul aplicației, inclusiv browserul web folosit este unul bazat pe motorul Chromium, deci este o derivată Chromium. Asta face ca programul să fie complet independent de așa, Internet Explorer sau eventuale browsere preinstalate pe sistemul de operare înainte de programul Smart Cash Shop. În secțiunea informații personalizate veți observa într-un sistem de tip grid toate câmpurile introduse de dumneavoastră personalizat pentru clientul respectiv. Prin selectarea câmpului, sigur, puteți să modificați valorile, de exemplu, numele animalului de companie, nu-i așa, Rex. Da? Observați aici, instrucțiunile de completare sunt afișate imediat. Data naștere pentru soț, să spunem, numărul de copii, 2, și vârsta, de exemplu, 40 de ani. Toate aceste elemente, odată completate, rămân salvate pentru clientul respectiv. Prin salvare, clientul primește aceste valori, fapt pentru care ele pot fi imediat afișate în câmpurile imediate, vârsta 40, numărul de copii, data de naștere a soțului, numele animalului de companie. Evident, ele sunt afișate în sectorul inferior, astfel încât puteți avea informații respective imediat, fără a trebui să mai intrați în detaliu pe contul respectiv. Pe lângă informațiile personalizate și informațiile de contact, observați, există o secțiune din care se poate ajusta apartenența respectivului client la un program de fidelizare și de asemenea de unde se pot afișa informații despre programele de fidelizare. Dar despre aceste elemente vom discuta într-un tutorial următor.